Hai. Ia. Hai, Doamne. Ia. Ești perfect? Hai, bagă mâna. Ia, bagă mâna în jos. Hai, ne frică. Hai, bagă mâna. Măleu. Ia. Ia. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog, să spun așa, un vlog nocturn. Produsele lui domnul Turci au apărut la Teo Show. Ar fi făcut Viorica Macovei, ar fi făcut promovare acolo. Și am primit o grămadă de mesaje că nu poate să dea de domnul Turci, nu poate să dea comandă de produsă. Și m-a rugat pe mine să mă duc să iau produsă de la dânsul. Și să-i le trimit niște persoane mai apropiate, să spun așa. Trebuie să le trimit în Germania, pe în Franța, nu știu pe unde. Acum sper să nu fac vreo boacănă. Au, aici e oglinda. Trebuia deschisă și poarta cealaltă. Da, l-am sunat pe domnul Turcea și mi-a spus să vin. Opa. Se iau produsele. Gata, sper că am reușit. Și să le trimit. Gata, am ajuns. Dau un clansoar. Să vedem dacă... Cam târziu am ajuns, dar trebuie să mă duc mâine. Obligat forțat să mă duc mâine să pun pachetele. Și navetă, domnule. Face când stânga, când dreapta, parcă pe dansează așa, nu știu cum, când stânga, când dreapta, să aprind luminile, farurile. Ei, așa e să chestii de astea, de cum se cheamă? De nu știu, domnule, cum se cheamă. Așa, când dai stânga, se aprinde dreapta, barul invers. Când dai dreapta, se aprinde dreapta și când dai stânga, se aprinde stânga. Mă, Tiberiu, o suport sănătos. Mulțumesc asta, frumos. Asta e mașină, vorba și ei, de mașină. E, nu-i. Văd și eu pe tine așa, ca om, serios. Acum... O trebuie, odată și odată trebuia să ne iau ceva mai, da, mai bunișel, așa. Vrei să o păstrez, să nu mai bagi. Normal, dar nici nu mă gândesc să o bag la căsta din păduri. Nu? Nici nu mă gândesc, agheam spalat-o, agheam retușat-o. Aleu, dar fii atent, e aurită? Da, e aurită. Aleu, de cât e caratis? Nu e cu caratis, fără cu caratis. Dar și frumoasă. Da. Strălușești. Aleu, dar tu cum te urci tu în asta? Da, bă, dar nu ați văzut, eu sunt îmbrăcat curat, nu mă urc murdarele. Mai ești curat? Da, cum? Da? Nu mă urc eu ca la căsuță. Dar și la butoane are și butonajă pe aici? Da, și a dumneavoastră n-are? N-are. Ei, n-are. Și butoane să este, frate. Are încălzări în scaune, are ridici spata. Înseamnă că dacă te-ai pus aici, nu-ți mai trebuie central în casă, nu? Nu, dar cred că are și masaj, dar are o chestie aici. Masaj? Asta nu știu și eu. Și are și vibrații? Da. Da? Asta e mașină, nu, e gata. Acum ieși tu om serios. Până acum eram neserios, a? Bine, cu vreo fată, mie, cu asta. Până acum cam sunt cu el, nu știu, numai cu Cornel, nu știu. S-ar putea și nu știi. Mulțumesc. Oricum nu e mai bună ca dumneavoastră. Asta e de prin 2012. Dar mie e de lucru, e de treabă, nu. Asta e mașină de plimbare, de agăța gacici. Da, dacă s-o agața vreuna, dacă nu s-o agață, și să-l fac? Dar n-ai cărlic aia? N-am cărlic, trebuie să-i pun un cărlic. Nu-i pune cărlic, imediat îi pui remorca după. Am văzut că ați fost la Teo Show! Dimineață am avut o întâlnire cu cineva care e din Piatra, nu-i din Piatra Neamț, e căsătorit în Piatra Neamț. Și le-am dat niște produse. Și mi-a făcut o surpriză. Ah, deci a fost o surpriză, că n-am înțeles nici eu cum Doamna a fost Viorica chestia. Doamna Viorica Macovei, interpretă de muzică populară, soțul Daniel Vasiliu, care prin zonă pe aici la noi e cunoscut cu niște chestii pentru proiecte dintre astea europene și fonduri, și mi-a făcut o surpriză frumoasă. După cum v-am spus la telefon... Spune. O grămadă de mesaje am primit acolo și o să nu dă de dumneavoastră pe pagina pe Turcia. Să nu zici că vrei o leacă de... Și m-a rugat pe mine, niște persoane mai apropiate, așa, ca să... De unii de inimă? Nu, da, de inimă. Ce aveți aici? Rași! Vă leu, dar e plină asta!
E pagulea. Nu, no, dar dacă mă mușc, nu-i frică. Lasă-l, că nu ies. Strânge tare. Dacă strânge tare. Hai, ai curaj? Ei, amețit aici, da. Nu scotăm unul. Amețit. Poate mas. Ia uite la aici. Aia. Aia stă. Ia. Unde? Ia. Ia, ia. Ia cum de. Bagă de aici acolo. Hai, dar și strângi. Hai, leu. Strângi tare. Ia și să dus cu grașa. Poate l-am omorât. Nu l-ai omorât, Nica. Hai, faci mai bagă. Nu mai bagat. Faci crescătorie în roabă? Nu, mai stau așa un pic să îți piparcare acum. Aha. Da, aia e o cutie automată, nu? Da. Și piparcare. Da, e pipă, da. Da, și când e pe activitate, cum e? E pe D. Pe D. E, pe drive. E pe D. Îi băgăm la ceaun. Oh. Ești invitatul meu. Dar vin încoace să arăși. Serios? Tu ai văzut copac, ești? Uai, băieți, mă, cred că-s cu pești în copac, ăi. Uite-o leacă și îți pierzi dublia. Mă, mă. Ăștia-ți pierzi dublii, tu ai văzut? Și frumusețe. Uite cum se ia. Și îi lăsați aici sus ușe sau de ce îi lăsați aici? Da, un și duc în casă, doar nu ați și pregătiți din ei. Ăștia patru. Cum și bucăți faini. Ăștia patru sunt făcuți într-un anumit fel. Sunt perecheați ăștia, vă, că. Da. Ia-ți împerecheat! Ia-ți îmburtuluit! Dacă îți fie burtă, îți fie spate tăiesc, îți îmburtuluiți, da? E bun termenul ăsta, nu știu, o să-l caut în viață. Așa, ăștia vreau să-i fac pastramă. Așa vreau să facem ei, să spun pastramă, ca de la noi, la români. Pastramă de pești. Pastramă de pești, da. O să-i bagă un pic. Poate nu mă invitați și pe mine să gust o bucățică de pastram. Dar nu se poate, cum adică păi să vii? Da. Dă-te și pe partea asta altă să vezi aici, că e altă imagine. E altă șmecherie aici? Aici sunt încostați? Da. Da. Încostați. O să-i bag un pic în slatină. Să căutați acolo, unde să vedem dacă există încostați și îmburtuliți. Dar dacă nu, trebuie să mai adăugăm termeni de aștia, nu? Da, păi nu. Da, facem apel la Organizația Națională Internațională de Dexterologie. Am zis că hai să fac o pasta, bă. Și mâine când e gata, o să-i dau un fum de cireș. Așa. Îi bag în seara asta la slatină, un pic de pipier și atât. Îl las la scurs și mâine când îl bag la fum trebuie să fie fără apă pe el. Și nu n-ați făcut video să arătați la oameni cum l-ați pregătit, o cum alea? O să uite pe canalul meu că rețeta e în curs, dar încă nu-i terminată, că s-o terminat atunci o să o postez. Am uite înțeles. Pe canalul meu, pe Mihai Turcea și o să vadă. Da, rețeta toată. Dar când o să vii tu, atunci nu mai filmez, să știi. De ce? Deși pentru că știu că... Nu știu dacă ăștia patru ne ajută. Rămâne, domnule, doar nu-i chiar așa de... Mai... Nu știu, mă mai gândesc. Eu știu dacă a rămâni ceva. Da, dacă nu, facem rețeta cu rașii. Vino cu așelea. Uite aici ca în mașină. Dar numai surpriză de este gastronomice aveți. Am aici am două butoaie. Sus acolo, ia să vedem dacă reușesc să ne uit. Urcăm. Să nu zici că aveți numai... E bagulea că mâna acolo. Nu, no, că ne-i frică dacă... Hai, bagă mâna. Ne-i frică. Hai, bagă mâna. Ia, bagă mâna în jos, hai bagă. Ne-e frică. Hai, bagă mâna. Îți tot rași sau îți șerți? Nu, îți carnași. Broaște? Da, îți broaște, ia să vedem, ia. Valeu! Ne-e frică rău. Ia zi, bă, hai. Valeu! Ia! Nu știi ce hai, bagă. E tot caracu. Ia zi, bă. E tot caracu. Hai să văd cum să scoți mâna afară. Dar nu scoți. Da? Ești bărbat? Ești bărbat? Da, mă aud. L-am prins. Trebuie să și arici. Aici e, bă, că-i supărat. Ia, aici e supărat. Ia. Uite de aici, uite la cum ești că ia. Ce să-i văd? Nu mai are, ăsta e... Nu mai are puteri? Nu mai are. Nu mai bag. Hai, mai bagă. Nu mai bag mâna, că nici dacă m-a prins vreunul din mână. Da, păi, dar asta e interesul, ia să văd. Hai, Steve, scoate-mă de acolo. Ia. L-a scos. Hai. Ăsta e în forță. Hai, Steve, hai. Ăsta cred că o băut ceva. Ia. Nici ăsta nu-i. Du-te de aici. Nu strânge tare. Ăsta e și ăsta e hop. S-a dus. Nu mai are forță. Ia apa prerăși, cred. Da, e o ghesa, da. Ăsta au făcut pneumonie. Pneumonii de apă. Uop! Ui, Doamne, Maica Domnului, cât am putut să râd, n-am crezut că... Dar cum îți facem?
Ce facem? Facem niște rași de ăștia? Eu? Noi! Ești invitatul meu! La mâncat, da! Nu durează, nu-l iau. La pregătit, nu! Hai să vedem ce găsim ca să putem să trimiți, nu? Mai așa, după amiază, așa, că dimineața s-ar putea să fiu la căsuță. Adică dimineața mă duc cu maică-mea la Bacău ca să, la fizioterapeut. Și după... vin sus? Da, nu? Dar unde? Vrei jos? Hai, cu ce te servesc? Tăi, nuși! Da, lasă! Mamă, ce nuși, bă, băiatule! Ia, ce? Să nu vă fac, să nu vă fac mizerii. Dar nu pot cu o mână. De când te ajut eu, vreau. Ia și mănânc acolo, bag! Dar tot, ții foame? Hmm? Ții foame? Foame și molfă, ia. Aluni, nuși. Ca niște castanii de astea aș mânca. Ia, niște castanii de astea, cum se cheamă? Coapte. Îi faci niște castanii coapte. Când acum? Nu, mâine, că mâine? Sala asta-i târziu. Ia. Mulțumesc. Ia și niște aluni. A? Cum e? Adică am găsit o rețetă cu alunile, să le băgăm într-un ceaun. Așa. Și un pic de foc. Și învârtite. Și toată coaja asta. Nu, dar cum s-o lăs? O bunătate, cum s-o lăs? Ia de aici. Aia, nimica. Uite așa aia. Mulțumesc. Uite aici cum stau ea. Uite cum stau alunii. Am văzut. Uite da. Aici. Asta e toată producția sau mai aveți? Asta și-o mai rămas. Și-o mai rămas, a? S-au multe. Da. Poftiu. Te-ți arunc coșul unul. Dă-l încoașe la mine. Ia tu miezul. Așa, lasă-l. Lasă-o. Așa. Gata, vă mulțumesc. E stătul? Aha. Nu-i ajuns. Nu-i ajuns. Tu ajuns? Mhm. Mieri de tei. Mieri de floarea soarelui. Astea sunt sortimentele care au mai rămas. Acum dacă te dea... Atâta mai aveți. Mieri de... Este, dar nu contează. Mieri să fii. Mai contează de care și cum. Ai pe cineva care trebuie să îndulcești, nu? Păi da, normal. Bravo. Să rămâna. Bună seara. Doamna, ce faceți, doamnă? Mereu cu vrea, trebuie să îndulcească. Nu vă spun țara, dar oricum nu e în România, nici Europa. Foarte bine. Oricum știi și Europa. Oricum știi. E cam nu numai, cam prin toată Europa, așa, nu numai într-o țară. Am întrebat și din Irlanda, iar. Ia să mai vedem noi aici așa, alunile. Dar și căutați acolo. Vieră, dar n-ai zis. Eu am crezut că nu dați de aici. Aia e comandă care deja trebuie trimisă mâine. Am înțeles. Am înțeles. Uite, aici ai de floarea soarelui. Așa. Opa. Op. Nu, o țin. Poți-i? Da, cum? Așa, aici avem de tei. Așa. Păi, 2, 3, la 3 persoane trebuie să trimit. Vine două de fiecare, 6 borcane de este. Așa. Și dacă să mai pun spunea niște, da. Niște aluni. Da, niște aluni. Ia să văd eu dacă am săculeț pe aici. Ia să văd, așa că avem 3 săculeți de aluni pentru fiecare, să punem așa. Punem așa câte 2 kg, nu? Da, nu un sac plin doar. Da. Poate au veverit. Da. Așa, e de ajuns atât. Așa. Și tot cam atâta de, cred că mai puțin, sau cred că tot cam atâta de... Sunt săculețe, nu mai am săculețe, că uite acolo sunt niște săculețe. Din nuși. Ia! Ai. Dar ce faceți la aici? Da, punem acum alunii pentru Tiberiu. Dar și sașii. Păi, ce mi-ai adus? Eu am pregătit. Nu cred, dar de fiecare dată când vin la dumneavoastră... Ce pești asta? E, dar vreau să fac și eu o surpriză. Ma... Dar voi ce faceți? Mai avem pregăteam pachetele. Nuși. Dar lasă. Păi, dar nu mai. Pentru că eu am terminat, haideți și voi la masă. Văleu. Băi de mine. Bănial. Ești bănaș. Că prietenul meu, domnul Oliviu, a zis că hai să-ți dau ceva. Și mi-a dat niște bibani și niște raci. Bibanii ăștia nu au supraviețuit transportului.
De ce? Și, de ce? Pentru că a fost un pic în hipoxie cerebrală. Și acum cred că îi stă bine aici pe masă. Să dau un pic astea jos de aici, ca să stăm noi ca oameni la masă, nu? Așa. Uite așa. Nu mai contează miere, nu mai contează nimic. Doamna, adu-mi. Dar mâncăm așa, eu deja vreau să bag mâna. Dar e cu mâna. Ca să dați printr un pic de sos. Deci nu trebuie, n-aveți cum să mâncați cu furculița. Adică cu mâna. A, furculița e numai de design. Pentru mămăligă. Ai, Doamne. Ia. Îți perfect? Dar și bun e să știa cu locan. Extraordinar. Eu am zis, am curățat vreo, nu știu cât a fost acolo, de vreo 10-20. Am zis că las că îi dau la pisică, mă plictisesc. Dacă știam că ies așa de bun, îi curățăm pități. Da, și bun. De eu de obicei când mă duceam la pește și prindeam de bani, îi aruncam. Așa nu-s bun. Uite aici, nu știu cum iese ea. Dar nu se simte nici, nici un oțușor, nici. Care știu? Și am dat de curată. Cum îmi merești eu de fiecare dată? S-au gândit doamna, m-a văzut pe mine și o scrie, gata, trebuie. Știe ceva, știe ceva. Timbrul tău. M-a auzit, cred, de când am intrat. Da, știu, zic, gata, au venit, Tiberiu, trebuie să fac ceva din logic. Îmi pare rău. Acum stau și mă gândesc unde am aruncat pe și ea. Ca să-i mănânce pe zi și după aceea ia-și curăță și pe și ea. Dar și bunul ieșit. Cred că mă duc mâine la domnul Liviu la iaz ca să-l iau și eu. Nu măi, gata, o terminat. Mai are? Altul trebuie să fac cascadă. Am vrut să mă iau eu căraț. Dar nu măi. Mi-o dat astăzi race, care o să-i prepar. Dar cred că mâine. Dacă cumva ești prin zonă, ești invitatul meu. După amiază. După amiază, îi facem. Dar și bun imbibar, așa. Și o bunătate, domnule. Și capul vă se mănâncă. Dar nu o să iei știință. O să-mi scapă mă oliga pe jos. Ei, spune tu. Sunt mor sărage care mai cer. Abonați să-ți uita cu poftă. Da, ce să-i faci? Asta e viața. Merge, merge, nu? Păi de mine, dacă merge. Un pahar de apă. Colorat. Da, e colorat, da. Un ceai? De butuc? Apă, apă. Apa, apă, da. Aveți ce avut de mesteacăn? Mesteacăn, de... Da, primăvară. N-am crezut că poate să iasă așa de bun. Este extraordinar. Și dulceasă au. Și toate o astfel de vezi? Nu se simte niciun os. Dacă și capul. Ia, cât ăla de el de asta. Deci are și cap. Și capul e crocant. Dar fii atent, cât îți iei de mici. Și majoritatea au avut ori igri, ori lapți. Deci ei s-a ajuns la maturitate sexuală, la dimensiunea asta. Deci ei din primăvară și deja ei pot reproduce. Un pliază cu... Îți dai seama că sunt foarte productivi. Doamne. Ia, a pierdut? Doamna, nu ne mai putem opri. Să vă dau ceva, un... Ceai? Un ceai. Păi mix din acelea de la doamna Bogdan Consuela. Știi că ai adus niște țui cu lui Tiberiu de la Tudor Vladimirescu din județul Galați? Asta vară, când am fost noi încolo și s-au trimis niște sticle de țuică. Da. Era niște aghiasmă. Aghiasmă. Aghiasmă și s-a dus apă minerală. E un fel de sirop din plante. Foarte, foarte asta bun. Asta e extract, asta îți dă putere. Are alcool sau n-are alcool? Nu are alcool ăsta. Nu, e extract din plante. Acum mă uitam că trebuie să ajung și acasă. Nu. Dacă nu mă casați undeva. Păi știam. Un sirop de plante și puneți apă minerală. O apă minerală? Știi că ne-o serviți și pe noi. Da, uite, e ceva dulce. Da. Sirop de plante. Ia să vedem cu răzitare.
Poate trebuie mai mult. De acolo ce-a fost? Ai pus tu ceva sau a fost în sticlă? Nu știu, las că scoate cu furculița. Las că scoate-o de aici. Nu, din sticlă, probabil, de la plante. Dar nimic. Ia că dăm aici pe servietel. Stai să gust eu, să văd, să nu-i dau ceva vreo treabă lui Tiberiu. Du-te de aici 1000 de ani. Cum e? Ai, Doamne. De plante? Vâleu. Așa știam. Domnul este servit. Ia, gustă. Poate trebuie mai concentrat? Ai pus sirop? Perfect. Nu, e perfect, e foarte bun. Vâleu. Doamna deci, Bogdan. Consuela. Da. A, și suc, domnule, și uite aici. Ia, totul deci din... un concentrat de plante și mai pui un pic de apă minerală. Și o ieși și sucul. Da. Dar nu și-ați criminal. O ieși și crocant. Eu mă pot opri. Îl terminăm. Dacă nu ne apucăm de rași, vreau. Da. Mulțumim, să rămâna. Să vă fiți bine de acum. Aproape am terminat. Deci, fiți atent, sunt 2. 2. Hai, așa la tău. Hai, lasă, el cu tești în creștere. El, tu ești în creștere, lasă. Hai, lasă, mă lăs eu pe mine. Nu, dar îl împărțim așa, două. Ia, bă, și coada tu. L-am luat capul. Capul la pește. Da, e bun. E extraordinar. O să-i dă la câinii când bă, nu i-a aruncat. Mânca câinii acum de... Da, da, și zic că nu mănâncă cruz. Nu? Deci câinii nu mănâncă pește cruz. Ne-am văzut că i-am dat lui, la bobiță. Nu lui mănâncă. Sasha. Nu mănâncă. I-am dat lui Sasha. De-altă. Și na, să mai prindă în plase pești care sub stas, care nu poți să-l comercializeze. Da. Sau moare, na, nu, că dacă e viol, îl dă înapoi. Dacă eu s-a întâmplat și s-a traumatizat și nu asta, și-am văzut cea bun, de 50 de kilograme cu pești în el. Vezi, dar ce faceți voi cu ciortanii ăștia? Păi și-a murit în plasă și nu avem ce faci cu ea. Și? Putem să-l fierbem și să-l dăm la câini. Ha. Au stat câinii acolo până când l-au fiert, deci când l-au răsturnat și-au răcit, atunci s-au apucat de mâncat. Altfel nu se ia peștele, deci câinii rămân cu pești crud. Eu n-am știut treaba asta. E o chestie, nu știu. De ce nu îl mănâncă? Da, i-am dat lui Sasha. Și nu mâncat. Cap? Nu s-a uitat la el. Nu mănâncă. Dar dacă l-ai fiert, s-a prăjit că îl mănâncă. Nu mai gata, la eu am mâncat 2 jumate. Ah, e iar special. Nu mai eu. Asta e bonus. Bonus? Da. Da, bun. Cum era să mă duc eu cu burta plină acasă? Poți să omoră purici aici? Da, cum? Cam o altă trebuie. Mai trebuie ceva. Ai, Doamne. Iar special. La ultimul de fiecare dată faci așa. E al tău așa. Nu faci, mă, antante. Dizi, mă, repede. Dar eu, dacă tot, nu pot să-l lăs acolo. Așa. O, le-au dat și-a mâncat. Hai să rămâi cu pofta de bani. Cu bunătate. Bun. Mâine o să mâncăm race. Abia aștept. Vedem cum reușim să ne... sincronizăm. Da. Că timpul e prețios pentru toată lumea. Sper să rezisti, chiar dacă sunt așa mai molă, eu leagă. Rezistă-i. Da. Rămâne, o rezistat atâta timp în lac, nu rezistă în butoi. E altfel de apă. Normal trebuie să-i pui tot în aceeași apă din care i-ai scos. Uh-huh. Temperatura, e vorba de compoziții, de oxigenul de acolo când i-ai băgat în apă. Dacă nu ne-a rămas până acum și acum ne-a rămas un os în gât. O rămas un os în gât? Da. Stai, pe vila maxilar. Te aduc un meresiu să-l bagi? Gata, s-a dus. S-a dus? S-a dus. Ia, uite. Uite. Nu-i. Nu mai am ăsta aici. Omulețul și ala? Da. De ce s-a dus? S-a intrat în amul și am prindit una în gât. A tras-o vreo unul, a? Ai, nu, nică. Din greșeală așa am dat cu gâtul de ceva și... Ei, n-a nică. Să rămâna pentru masă, a fost foarte să bun. Să ne fie de bine. Foarte gustos.
Trebuie să la treabă de acum. Hai! Hai, la treabă! La treabă! Hai! Să vedem ce mai avem de... Da, ziceam de... Alunii le-ați pus? Da. Mierea ați pus-o. Să mai punem niște nuci, nu? Da, niște nuci ar mai trebui și... și atâta. Da, dar parcă după piaște din asta, parcă așa o leacă. Și asta mă leacă. Nu curcăm o leacă. Nu, unde? Nu mai ca să săculesc. Uite. Ăștia sunt mai. Opa, da, și fac eu câte aluni, câte nu-i spun eu să aceștia. Unde sunt mai săculesc ăia? Te zic că nu se poate. Hei, la, spune-i găsit. Eu o să închei video ăsta aici, nocturn. Cât e ceasul? Cât e ceasul? E 11. E 23 fără 10, nu? E... 22.50. Da. 20, aproape 11. O să-l închei aici. Rămâne să iau produsele. Să le împachetez, să le pun frumos. Și să le trimit prin poștă. Persoanele abia așteaptă să le primească, să guste din ele, din toate produsele, din alunii, din nuci, din merea, de albini. Trimite-și niște bani de aici, s-a prăjut? Fai de mine, de, cred că cu siguranță. După ce o să vadă video, o să zic, de ce nu ne-ai trimis un bibănel de șală? Dar să stârca până acolo. Da, pe astea. Dar să vină în coace, că noi pregătim, nu-i problemă. Da, cum? Am dat în iaz. Am dat în iaz, da. Api la anul înseamnă că mâncăm biban de la dumneavoastră. Da. Cam atâta pe astăzi. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Nu uitați să vă abonați la canalul domnului Mihai Turcea. Să intrați pe pagina de Facebook a dânsului dacă vreți produs apicole și produs... Astea cum se cheamă? Mihai Turcea. Cum se cheamă? Este produsul este la... Produs... Agroturistic. Agroindustrial. Așa. Nu cea luni de veriții și... Da, li găsiți pe... Apiturcea. Pe pagina de Facebook a dânsului Apiturcea se cheamă. O să lăs un link în descrierea acestui vlog. Cu voi a fost Tiberiu și domnul Turcea. O seară minunată în continuare. Vă dorim la revedere. Pa, pa! La revedere! Probably let you go.